A murit atacatorul care a ucis doi oameni pe aeroportul Chișinău. Bărbatul originar din Tajikistan fusese internat în stare gravă după ce a fost rănit de polițiști în timpul operațiunii de capturare. El a făcut parte dintr-un grup infracțional care săptămâna trecută l-a răpit pe prim vicepreședintele unui cunoscute bănci din țara sa natală. După comiterea infracțiunii, acesta a fugit prin Turcia în Republica Moldova. Voia să se ascundă în continuare în țările Uniunii Europene, dar nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova. În timp ce era escortat înapoi la avion, a furat pistolul unuia dintre grăniceri și l-a împușcat mortal. Apoi a tras într-un paznic al aeroportului care venea să-l dezarmeze.